să devină ceea ce vedeți dumneavoastră. În primul rând, mulțumesc acestor copilași. Ei au susținut 11 spectacole caritabile și au adunat bănuți cu bănuți ca să reparăm această încăpere. Ne-au ajutat foarte mulți patrioți din țară, din Râmnicu Vâlcea, domnul Țintăr, din Slobozia, Claudiu Vlad. Ei au organizat aceste lucruri ca să ajungem astăzi să mă simt eu, în primul rând, fericit pentru acești copii, că de astăzi înainte nu vom mai căuta sel, nu vom mai căuta nimic. Aducem cuvinte de mulțumire celor din Suceava, domnul Călin Grădeanu, doamnei profesor Maria Rotaru, care este aici alături de noi. Doamna Maria, nu, veniți în pace să vadă lumea, vă rog foarte mult. Da? De la Suceava, celor din Iași, domnul Lefteriu, Consiliul Județean Iași, celor din Carei, am ajuns și acolo, și bisericii ortodoxe, catedralii ortodoxe din Carei, pentru ajutor, și domnului Adi Pașca, celor din Focșani, celor din Văideni, celor din Horezu, celor din Costești, și dacă am să uit cineva, promit să-i menționez în comunicatul de presă, unde am să am și mai mult timp și mai multă, știu eu, zic, inspirație, ca să găsesc acele cuvinte frumoase, să le mulțumesc. Și nu în ultimul rând, mulțumesc părinților și Consulatului General al României la Cernăuți. Pentru sprijin, pentru înțelegere, sperăm așa să fie mereu, pentru că încercăm să facem un lucru frumos, un lucru pentru viitorul nostru, pentru viitorul acestui neam, pe acest ținut istoric. Nu facem politică, nu ne interesează politica, vrem să trăim la noi acasă, bine, să vorbim limba noastră, să ne închinăm lui Dumnezeu, să zicem Tatăl nostru în limba noastră și să transmitem toți acești piloni care îi știm și îi cunoaștem, credința, limba și viitorul, copiii pe viitor. Acum, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și Sfinților Părinți că au binevoit în număr așa de mare, creând acest sobor, să ne sfințească acest loc, să ne binecuvinteze și Dumnezeu, să ne păzească Maica Domnului sub pomoporul ei, să avem bucuria să facem ce am mai făcut până acum cu un avânt mai mare și cu mai mare atragere. Deci, copii, la mulți ani, mulțumim tuturor celor care au donat bani, mulțumim celor care au donat materiale, mulțumim celor care au muncit. Și vreau să-l menționez aici pe Alexandru Patrafcean, sper că este aici, și echipa lui de băieți, pe cei de la Dranița, pe Mihai, tot vreau să-i mulțumesc. Deci, din suflet vă mulțumesc la toți. Dacă nu v-am pomenit cineva, vă rog să mă iertați. Acum, să dăm cezarul în cer. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mântuitorule, Domnul adevărului, laude de întâlnirea ești în poatele. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Prea Sfânta Trime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânii iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ne ești în cer, sfințească-se numele Tău, Tatăl nostru. Vie împărăția Ta, facă-se-n voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, Tatăl nostru. Pâinea noastră, cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi, Tatăl nostru. Și ne iartă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește pentru că pe Dumnezeu mi-a percepea la cu scăpare, ținul vor veni către tine rele și bătăielul se vor apropia de locașul tău, că îngeri să-i vă porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale, pe munte vor înălța că-l cumva să-l pende piatră pe ciorul tău, peste aspide și vasilide, că și se călcată și se călau. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miruința vine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul și binecuvintează moștenirea ta.
celor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Să ne ajute Dumnezeu să fim, să ne adunăm cât mai mulți de fiecare dată, să ne bucure Dumnezeu cu darurile sale și cu binecuvântarea sa în tot ce facem, în tot ceea ce ne dorim să facem nobil și de cinste. Deci gazdele astăzi își vor aduce aportul la acest spectacol de seară. Mult stimați oaspeți, prieteni, eu vreau să fac o leacă de mică corectare, ca să știți, comuna Ostrița acum este o comună teritorială unită. Până ce face cunoștință cu satul Costești, noi ne-am frățit întâi cu patru primării de tot. Eu acum vă fac cunoștință, Bine Estrinție, care a fost primar în Sureni, cu trei sate care s-au unit la Ostrița. Eu vreau să le liberez, vreau să poate vedeți tot. Tot oaspeții să... care s-au înlăturat de Ostrița. Dan Titovici, care Horva a venit, Lilia a venit cu trei sate în Ostrița, Dan Titovici cu două sate în Ostrița a venit, și Viorel Botung, totuși cu două sate românești, care a venit prin coace. Deci noi ne-am înfrățit întâi cu ei și acum am să vă povestesc istoria cum am ajuns la Costești. Cu ajutorul acestor copilași care sunt pe scenă, ei m-au dus la Costești pe mine. Ei m-au adus, bravo lor, eu așa am căzut, mi-a făcut o vacanță, care mi-a plăcut tare mult, mi-a plăcut de Vâlcea, de zonă muntoasă, de oameni muncitori, cu pace, cu... Aș dori în viitor, pentru ce a însemnat acordul de înfrățire, că tot aceiași copiii noștri din comunile noastre, să facă schimb de cântec, schimb de dans, de sport, învățătură, turism și așa mai departe. Să ne ajute Dumnezeu și bine că m-am văzut aici la Cernăuți cu voi. Mulțumim, domnul Iuri. Și eu vă mulțumesc. Acum, așa e ordinea, vom intona toți împreună două imne a două state, ca să fie această frumoasă, acest frumos eveniment înțelegat și ținut și de la nivel de stat. Mulțumim!
un moment foarte important. De ce? Pentru Vâlceni și pentru noi și pentru Ostrița. Pentru că aici și acum, în fața dumneavoastră, vreau să invit doi oameni. Doi oameni care m-au găsit pe mine pentru prima oară, mi-au povestit niște lucruri care pe mine m-au marcat. Mi-au povestit despre acel an 44-44 când primăriile de aici, din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei, au fost evacuate în Vâlcea. Acolo s-au dus toți intelectualii, practic, din ținut, acolo au fost arhivele și mulți s-au întors, mulți nu s-au întors. Aceste lucruri nu s-au știut până acum. Acum să știu, grație domnului Cichirdan și doamne Ligia Nicolescu, care sunt astăzi alături de noi și mă bucur enorm de mult și vreau să-i invit aici în față. Dacă nu era doamna Ligia, care a venit cu da. Îmi dați voie să vă mai sigur. Da o ofertă de înfrățire din partea vaidenilor și va veni Drăgășani, care cere neapărat noua suliță unde și-au găsit rudă. Mă bucur enorm de mult, deci sperăm foarte citiți, mult, da, dacă permiteți, chiar dacă n-am ocularii, dar am să încerc. Scrisoarea de intenție către Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești cernăuți. Prin prezidenta Comuna Vaideni, județul Vâlcea, România, își exprimă disponibilitatea de a dezvolta o relație de prietenie și colaborare frățească cu o localitate din zona Cernăuți, a cărei populație să fie preponderent de origine română. Comuna Vaideni este situată în zona subcarpatică a munților Căpăținii din Carpații Meridionali și este formată din 5 sate, Vaideieni, Izvorul Rece, Corneț, Marița și Cerna. Noi, cei din Vaideieni, înțelegem că tradițiile și folclorul local reprezintă o avere moștenită de la străbunii noștri. O avere care trebuie păstrată cu sfințenie. În ea sunt scrisă identitatea acestui neam. De aceea, Comuna Vaideieni dorește să sprijine păstrarea și reînvierea tradițiilor într-o localitate din Bucovina prin diferite mijloace, cum ar fi schimburi culturale și alte experiențe. Mulțumesc foarte mult, am să transmit această scrisoare primarilor noștri din regiunea Cernăuți, care au dorință să se înfrățească și sunt convins, sunt convins că de zilele culturii tradiționale, în noiembrie, vom mai avea încă o înfrățire. Comuna Ostrița mai beneficiază de un frate în România, în data de 22 iulie, la Poiana Stampei, care o cunosc foarte bine copiii noștri, se va semna un acord de înfrățire între Comuna Ostrița și Poiana Stampei. Cei primari care vor vedea acest material la postul Real TV sau la postul Bucovina, să se adreseze nouă, că noi frații îi vom găsi. Unde n-ar fi ei, da? Torna, frate. Mulțumesc domnul Cichirdan, mulțumesc doamna Ligia Nicolescu, mulțumesc Sfinților Părinți, mulțumesc tuturor care ați venit astăzi să împărtășiți cu noi această frumoasă sărbătoare și această mare bucurie. Sperăm să vă putem aduna tot în așa număr de mare și la activitățile, evenimentele noastre care le vom petrece aici, le vom organiza aici, ba chiar mâine la ora 12:30. Și mulțumim de asemenea oaspeților noștri care au venit de la Iași, domnul Ardelean, de la București, doamna director general a Bibliotecii Municipale, doamna Svetlana Prioteasa, care mereu este alături de noi de mulți, mulți ani. Mulțumim din suflet! Alături de noi sunt și oaspeții din Suceava, în frunte cu fratele meu Călin Brăteanu. Alături de noi este și consulatul general, domnul ministru consilier Ionel Ivan. Domnul Ivan, vă invităm încoace alături de noi. Alături de noi este o delegație din București, de la Fundația Mihai Eminescu. Dragii noștri vâlceni, cu ansamblu, cu... Deci suntem, da, din Costești, ansamblu Floricica. Vă invităm și de seară, la ora 7:30, la ora 19:30, la căminul Casa de Cultură din Horbova, să fim alături într-un spectacol de folclor românesc, unde își vor da concursul Perla, ca de obicei, ansamblurile de dans din Horbova, Alunelu, cred, da, Ghiocelu, mai
Speranța și nu în ultimul rând formația din Costești, formația folclorică Floricelele. Dacă îmi permiteți, da, am să le dau laconic, vă rog, la oaspeților noștri cuvântul, să ne spuneți și nouă câteva cuvinte. Bună ziua, bine v-am găsit în casă nouă, să aveți sănătate, bucurie și succese cât mai multe. Voi copilașii de acolo, pe care vă cunosc de câțiva ani buni și văd că din ce în ce apare generație după generație, dumneavoastră părinților care vă stăduiți ca acești copii să ducă mai departe tradiția neamului nostru și în ultimul rând domnului Iuri Lepci, care s-a zbătut și care zice ca acest lăcaș să fie unul pentru cultura tradițională românească. Cu acest prilej vreau să vă ofer la această frumoasă zi o diplomă de excelență din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Iași, diplomă de excelență Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească Ciprian Porumbescu din Cernăuți, cu ocazia inaugurării noului sediu în anul centenarului Marii Uniri, în semn de recunoștință față de profesorii, părinții și elevii care își aduc contribuția neobosită la păstrarea identității naționale prin promovarea culturii tradiționale românești. Cernăuți, 14 iunie 2018. Să aveți sănătate! Mulțumesc mult! Mulțumesc! Domnul ministru consilier, vă rog. Mulțumesc, domnule director, preacucernici, părinți, stimați invitați, oaspeți din România, domnilor primari, iubiți frați și surori români, iubiți frați și surori din Ucraina, de aici, din Cernăuți. Mulțumim în primul rând domnului director că a avut această idee extraordinară de a solicita primăriei un spațiu pentru Școala Populară de Artă, cel pe care îl deținea anterior, nemai fiind unul încăpător. Din câte văd astăzi, s-ar putea ca peste un an de zile nici acest spațiu să nu mai fie încăpător, dar avem convingerea că va găsi resursele necesare și în continuare, pentru că Sfinții Părinți au fost ca de fiecare dată alături de noi și au sfințit acest locaj de cultură, de identitate, de cultură românească, dar la noi este o vorbă românească care spune că și omul sfințește locul. Astăzi acest om este om cu om mare, este domnul Iurie Levcic. Îi mulțumim în numele statului român, în numele consulatului, al doamnei consul general Eleonora Moldovan, al meu personal, pentru tot ce a făcut și va face, pentru dezvoltarea relației bilaterale dintre România și Ucraina. Este, vă spun din suflet, un adevărat diplomat, un promotor al relațiilor dintre România și Ucraina, dintre țările și popoarele noastre. Felicitări, domnule Iurie Levcic! Doamna Sofia Cruteasa, director general al Bibliotecii Municipale Metropolitane din București. Bună ziua și bine v-am găsit și Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Trebuie să vă spun că vă aduc salutul Bibliotecii Metropolitane București, a Primăriei Generale a Capitalei și în special a doamnei primar general Gabriela Firea, care este cu sufletul alături de românii de pretutindeni. Nu am venit doar ca să vă văd, am venit cu 2745 de cărți pentru Centrul Bucovinean de Artă. Cu această ocazie doresc să informez pe părinții noștri de aici și pe domnii primari care îi avem aici, că Biblioteca Metropolitană București este dispusă să doneze cărți pentru toți cei care vor să deschidă pe lângă biserică sau în localități biblioteci cu carte românească. Vin din București, dar sunt din Vâlcea și atunci vă dați seama că sufletul meu presaltă de două ori astăzi, pentru că îmi văd vâlcenii toți aici și cu ocazia aceasta trebuie să vă spun că în al preasfințitul Varsanufie, episcopul Râmnicului,
Arhiepiscopul Râmnicului oferă în acest an, pentru a doua oară, tabăra pentru copiii care sunt atât de frumoși și care ne încântă de fiecare dată, copiii Centrului Bucovinean de Artă, de la Horezu. Vă doresc multă fericire, sănătate, cât mai multe cântece românești și cât mai multe poezii românești învățate. Ne-au ajutat foarte mulți oameni. Mulți dintre ei ne-au ajutat din suflet, alții instituțional, dar a fost și un proiect inedit care copilașii din județul Suceava au donat bănuți ca la Cernăuți se deschide școala populară de artă. Și sufletul acestui proiect a fost doamna profesor Maria Rotaru, care este aici. Doamna profesor, vă invităm. Vreau să vă mulțumesc în primul rând în numele tuturor sucevenilor. Este o bucurie și o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Aveți niște copii foarte talentați, dar asta presupune foarte, foarte, foarte multă muncă. Ceea ce vedem noi pe scenă este doar nu știu cât. O sută parte. Vă prețuiesc pe fiecare dintre cei care studiți aici la această școală și vă iubesc pentru că păstrați vie flacăra românității aici la Cernăuți. Mulțumesc! Domnul Călin Brăteanu, directorul Centrului pentru Conservare și Promovare Culturii Tradiționale de la Suceava. Cel care ne-a sprijinit, de fapt, cel mai mult în acest proiect. Frați români, dragi ucenici părinți, la asistență, viața este așa cum ne facem. Dacă în fața celui de sus suntem egali, în fața noastră avem datoria să fim cu sufletul pe palme și să ne mai și iubim. Gândul nostru al fraților de dincolo vine înspre domniile voastre cu drag, cu responsabilitate și cu implicare. Și să dea Dumnezeu ca toți românii din regiunea Cernăuți să trăiască la fel de bine cum trăiesc ucrainienii din județul Suceava. Gând bun, trăiască România și Ucraina! Mulțumim! Nu sunt alături de noi, dar sunt în sală și vreau să vin alături de noi. Doamna director economic a Consiliului Județean Iași și partenerul nostru de mulți, mulți ani în cadrul festivalului în Grădina cu Flori Multe și altor festivaluri, domnul Adi Elefteriu, vă rugăm să veniți alături de noi. Da, poftiți! Mă bucur pentru că sunt din nou la Cernăuți. Mă bucur și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că revăd prieteni după câteva luni de zile. Mă bucur că în aproximativ o lună vom fi din nou aici și vom avea ocazia să-i vedem pe cei cărora le închinăm totul aici. E vorba de copiii de la Perla. Vom fi la festivalul în Grădina cu Flori Multe. Vă anunț că și în acest an am reușit să obținem finanțare de la Consiliul Județean Iași pentru organizarea acestui festival. Fapt pentru care mulțumesc tuturor celor prezenți. A dovedit încă o dată că acest festival este unul de succes și merită să fie continuat. Eu vă mulțumesc și sper să ne revedem cât mai mult la festivalul din luna viitoare. Mulțumesc foarte mult! Dacă am omis cineva, vă rog să mă iertați, vă rog, dacă vreți să spună cineva două cuvinte, să veniți în față. Eu am uitat de la Vizion, de la Biblioteca Județeană, ne-am spus noastră de la televiziunea noastră și vă uitați să vin cu diplomatică, dacă v-am zis gândurile colegilor, și nu în ultimul rând, cartea pe care v-am adus-o scrisă de iubire ce nu te uitați, vine din partea Ligii Femeilor Creștine Ortodoxe de Liceană. Mulțumim! Și vă ajutăm care este care dată cu dragul gândurile noastră. Mulțumim din suflet! Doamna
domnule Denar. Domnule Denar Vinte, directorul economic al Consiliului Județean Iași. Bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de dumneavoastră. Cu mare drag am răspuns invitației domnului Ariel Ercic. Mă bucur foarte mult să văd că dumneavoastră cu toții dați atâta dovadă, sau foarte multă dovadă, că sunteți români. Nu în ultimul rând, vreau să aduc alese mulțumiri președinților societăților românești care astăzi au binevoit să fie alături de noi. Domnul Bivolaru este aici, nu mai văd. Mulțumim mult! Alături de noi astăzi este și președintele redacției Glasul Bucovinei, membru de onoare a Academiei Române, doamna Alexandrina Cernov. Vă mulțumim de suflet, sunteți alături. Cine? Președintele Asociației Bibliotecarilor, domnul Vladimir Acatrinei. Toți cei care sunteți alături, vă mulțumim din suflet. În minutele ce urmează, doamna președintele Comitetului Părintesc a Școlii Populare de Artă, Sorina Palamariu. În primul rând vă mulțumesc, stimați părinți, păsăriți mele, și vă mulțumesc pentru așa o slujbă frumoasă. Într-a doilea rând, mulțumesc domnilor primari că ați fost alături de noi și ne-ați susținut când am avut nevoie de ajutorul noastră. Mulțumesc la părinți, care foarte mult ajutor le-a dat. Dar buchetul de flori este transmis de doamna Nicoleta și de domnul Dan, care și ei la fel au fost alături de noi de la bun început, de la primul pas făcut peste pragul școlii acestea și sunt și astăzi cu gândul alături și cu inima de noi, dar n-au putut să fie prezenți. Mulțumesc la toată lumea și într-o încearcă cu înființa școlii. Mulțumesc foarte mult tuturor. Nu am cuvinte să vă spun. Mă copleșesc emoțiile, dar sunt convins că suntem în stare să facem și mai mult. Vedeți că se poate. Se poate, am avut câțiva domni, 3 zile în urmă, care s-au întors și au spus nu o să reușește joi să sfințească acest sediu. Ba da, s-a reușit, așa vom reuși toate dacă avem gând curat și ne punem gândul și ne adresăm către Dumnezeu. Acum, copiii vor cânta și dacă puteți și doriți să cântați cu ei, fă-ți milă, Doamne, dar noi împreună cu doamna vicepreședinte, cu domnișoara directora Școlii Populare de Artă, Ana Petrachioa, eu astăzi încă n-am dormit, dar am să dorm de seară. O să vă mânăm aceste iconițe pentru ca un simbol de mulțumire și ca un simbol de prețuire a muncii care o depuneți dumneavoastră și a sprijinului care l-a acordați. Suntem recunoscători din suflet. Chiar am prea multe emoții să mai pot spune ceva. Mulțumesc! Noi o lăsăm cadou aici. Este icoana Sfântului Grigore de Capolitul de la Mănăstirea Bisa, unde se găsesc moaștele și o facem cadou centrului. Mulțumesc foarte mult! Și această icoană își va găsi locul aici în centru. Faptul că sunt încântată nouă, v-am adus în cea care are fundal mănăstirea Bisa de la Brâncea. Și după cum observați, are un tic-tac rapid, are un mers liniștit, mers pe care vi-l dorim să fie cât de lung și cu sănătate și împlinită. Să rămâne. Și nu în ultimul rând, ca o apreciere între frumoșii noastre copii de la Cernăuți și acest volum de poezii al profesorului Tatian Miuță din Mătășan, Vâlcea, România, se numește Nestemate. Nestemate sunt și valorile noastre. Mulțumesc mult! Vă mânesc cu plăcere. Mulțumesc. Și aici un fragment din o poezie a lui Mihai Eminescu. Mulțumesc! Și harta județului Vâlcea. Mulțumesc foarte mult! Un singur lucru n-am spus. Dacă îmi permit copiii, își fac un puloar până la aceste două portrete din scenă, toată lumea o să înțeleagă de ce ele sunt în scenă. Această sală a Centrului Bucovinean de Artă
de astăzi va purta numele regretatului Dumitru Covalciuc. Și biblioteca și sala va purta numele acestui mare român care a fost alături de mine ca intimitor a centrului din prima zi, alături de noi toți când am creat formația folclorică Perla, când am făcut primul ziar, când am făcut televiziunea și a fost până în ultima clipă alături de noi. Acum vă rugăm să respectăm un minut de reculegere pentru acest mare român.